Una dintre beneficiarele centrului din Hărman, o tânără cu dizabilități, îl acuză pe un angajat că a agresat-o în mod repetat și că s-a hotărât să vorbească pentru că nu mai suporta situația. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, dosar instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Brașov, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor. Potrivit reprezentanților Direcției de Protecție a Copilului Brașov, angajatul vizat de acuzație a fost mutat de la centrul din Hărman până la soluționarea cauzei, iar victima a intrat într-un program de consiliere psihologică. Al doilea caz este anchetat la Rupea, unde o fetiță de 13 ani aflată în centrul Ioana este însărcinată în 3 luni. În urma evaluării efectuate de către membrii echipei pluridisciplinare, cazul a fost sesizat organelor de poliție competente spre cercetare. În prezent, fata se află cu măsură de protecție într-un serviciu social și beneficiază de servicii medico-psihosociale. Am luat legătura imediat cu domnul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi. Ne-am organizat astfel încât domnia sa să trimită corpul de control, ceea ce a și făcut, iar eu ceea ce am putut să acționez cu minimele resurse pe care le avem la dispoziție. De asemenea, să facem urgent o evaluare prin Autoritatea Națională de Protecție și Drepturile Copilului. Oficialii de la București au luat legătura și cu autoritățile locale din cele două orașe pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.